Mulțumesc și în ședința de guvern tuturor celor care au făcut posibilă semnarea vineri la București a programului operațional infrastructură mare, domnul ministru Nica, toți ceilalți, transporturi, mediu, toți cei care aveți de beneficiat. 12 miliarde de euro sunt pe masă, acum să ne apucăm să-i cheltuim pentru infrastructură și vreau să cred că suntem gata și cu pachetul privind achizițiile publice, în așa fel încât le punem în dezbatere publică și la 1 septembrie le avem pe masa Parlamentului. Referitor strict la transporturi, sunt foarte îngrijorat și văd conflictul de muncă de la Romața. Sper să avem azi, mâine, când decide președintele, un nou ministru al transporturilor, care prima problemă va avea să rezolve problema de la Romața, pentru că nu e normal să sufere pasagerii. Cred că prin dialog între nou ministru și sindicaliștii de la Romața putem găsi soluții ca să nu mai apară niciun fel de probleme de acest gen. Mai vreau să spun două lucruri. În primul rând că îmi pare rău că așteptăm să ne semnaleze presa, ar trebui să aflăm noi acolo unde apar abuzuri și lucruri inacceptabile, în centre de plasament, în instituții publice, și mă bucur că s-au luat măsuri rapide, dar vreau să fim mai eficienți în partea de prevenție. Și doamna ministru Plumb, în baza atâtor lucruri care ni s-au transmis și a experienței proprii, poate faceți în această vară, nu poate, sigur să faceți, o analiză pe toate instituțiile publice care nu respectă legea privind mijloacele de acces pentru persoanele cu dizabilități. Eu mă gândesc, nu eu, că trece, dar sunt oameni care au nevoie să aplicăm legea, să intre în instituții publice, să iasă, să fie sprijiniți și avem o lege foarte bună care nu se aplică pe la destule instituții care se ocupă cu aplicarea legii. Și vreau să faceți o analiză, să eventual să punem la dispoziție resursele financiare ca să nu mai existe nicio instituție publică din România care nu are mijloace de acces civilizate. Am primit absolut justificații întemeiate acest reproș de la reprezentanții asociațiilor și vreau să facem o listă. Ce instituții nu avem aplicată legea și să punem la dispoziție banii necesari pentru ca să fim într-adevăr o țară europeană. Mulțumesc celor de la presă. La final, dacă sunt și alte lucruri importante, le comunicăm.